Pe băncile vandalizate, oamenii își fac loc în așteptarea autobuzului. Mai grav este că mulți dintre ei vin direct de la spital și așa slăbiți, iar să aștepte mașina în soare, ploaie și vânt este un pericol în plus pentru sănătatea lor. Pentru că nu au unde să se așeze, această bătrână care merge în baston se sprijină de mașinile parcate în zonă. Așa arată o stație de autobuz din municipiul Constanța în anul 2020. Oamenii trebuie să stea într-o poziție chinuită atunci când așteaptă mașina, când au ieșit de la spital. Mai mult, stația nu este acoperită, astfel că oamenii trebuie să îndure ploaia sau soarele puternic. Cei care stau în zonă la capăt de linie s-au obișnuit deja cu peisajul dezolant de care autoritățile pare că au uitat. Eu vin cam de vreo 2 ani pe aici și așa sunt mereu. Dacă plouă, oamenii unde se adăpostească? Nu are. Fiecare se descurcă cum poate. Ar fi fost nevoie aici și de un magazin alimentar, de un suc, de o apă. Oamenii sunt nevoiți să meargă. Până când stația de la capătul liniei 3 va fi amenajată, oamenii trebuie să se adapteze cum pot. Între timp, primăria schimbă bordurile din centrul orașului, uitând că lângă un spital de boli respiratorii, oamenii nu au niște banale bănci.